Bogdan Mocanu a fost oprit de poliție, cu puțin timp în urmă. Artistul a fost testat antidrog. Bogdan Mocanu se află printre cele mai cunoscute vedete din showbizul de la noi. Acesta nu este doar frumos, asta că tânărul este de fel din bârlat și a absolvit Liceului Pedagogic Ioan Popescu, secția Arte Plastice. Ani la rând, Bogdan Mocanu a cochetat mult timp cu zona culturismului, fiind unul dintre finaliștii campionatului național de culturism. Se pare că atul lui a fost condiția fizică, cea care l-a ajutat, de altfel, să devină cunoscut și în lumea modelingului bărbătesc. Bogdan Mocanu a fost oprit de poliție, cu puțin timp în urmă. 1. În ultimele zile, mai ales după cazul lui Dorian Popa, tot mai multe persoane publice din showbizul românesc au fost oprite de oamenii legii și testate cu aparatul antidrog. M-au luat și pentru droguri, a fost postarea inițială a lui Bogdan Mocanu, după ce a fost oprit de polițiști și supus probelor. Care a fost rezultatul testării artistului? Printre acestea se numără și Bogdan Mocanu, care a fost oprit de poliție, cu puțin timp în urmă. În urma testării cu aparatul ce detectează consumul de substanțe interzise, rezultatul artistului a fost unul negativ, cu toate că și-a îngrijorat fanii de pe internet cu postările făcute. Pentru cei ce ați apucat să vă bucurați! Să fie de capul vostru, și-a liniștit acesta fanii.